Ce v-a făcut, domne, să trăiască drujba? Vă pare rău? De la ce a pornit scandalul? A vrut să-și omoare amicul de pahar cu ajutorul unei drujbe, iar acum va sta departe de casă pentru 30 de zile. Asta pentru că magistrații au decis ieri să-l trimită în arestul poliției pentru următoarea perioadă. Scena de groază s-a consumat în urmă cu o seară în orașul Novaci. Cei doi indivizi au consumat la un bar din localitate băuturi alcoolice și, de la scandal și până la crimă, nu a mai fost decât un pas. Agresorul a pus mâna pe drujbă și a vrut să-i taie gâtul amicului său. Din fericire, victima a scăpat doar cu câteva leziuni, nefiindu-i pusă în pericol viața. Acesta este suspect de comiterea infracțiunii de tentativă de omor, întrucât aseară, în jurul orelor 19, pe fondul unui conflict izbucnit spontan, urmarea consumului de alcool, a tăiat cu drujba pe persoana vătămată, producându-i acestuia în zona gâtului mai multe leziuni, plăci tăiate, la baza gâtului lateral dreapta, supra și subdorsal dreapta și la umărul drept anterior, precum și la nivelul antebrațului dreapta, leziuni care necesită pentru vindecare 10-12 zile, nu au pus în primejdie viața victimei. Cu toate acestea, procurorii l-au prezentat ieri în fața judecătorilor care au emis mandat de arestare preventivă. Dacă va fi găsit vinovat de infracțiunea de care este acuzat, atunci novăceanul riscă să stea după gratii pentru multă vreme.